Ultimate Goal este tema din acest an, în cadrul celui de-al cincilea sezon al competiției BRD First Tech Challenge România, la care participă și echipa de robotică de la Colegiul Național Dragoș Vodă. Liceenii pornesc încrezători în acest proiect după ce se pot lăuda cu performanța obținută anul trecut, când după participarea la competiția regională de la Cluj au reușit calificarea la faza națională. Provocarea din acest an este construirea unui robot care să joace basket. Echipa de la Dragoș Vodă a trecut cu bine etapele eliminatorii și inspecția robotului a primit ok-ul pentru participarea la primul demo care a avut loc recent. Ok, poți să dai start. 3, 2, 1. Yes. 3, 2, 1. Avem grijă la stack-ul ăla. Dacă voi mișcați stack-ul ăla, nu-i minerazare. Așa. Ține. Nu uiți de pun. Așa. Ridică. Hop. Hai, mai. Lateral, lateral, lateral. Asta trebuie, lateral. Mai fac, mai fac. Ok. Perfect. Perfect. Asta trebuie să-i pot cu 50. Nu este putut, eu tot să mă bucur. Pentru a se prezenta cât mai bine la aceste competiții, tinerii au nevoie de dotări importante și implicit de ajutorul financiar al celor care doresc să sprijine astfel de proiecte educaționale.